Bună ziua! Vreau să vă aduc niște precizări și rectificări la filmul trecut cu flexul și generatorul din flex. Atunci spuneam că flexul nu merge la fel ca celelalte două, să se mărească turația atunci când îi pun sarcina. După câteva remedieri și experimente, am ajuns la aceeași concluzie că adăugând sarcină pe ceea ce scoate el, îi crește turația și mult mai simțitor ca la celelalte două. Dar făcând teste, mi-au zburat vreo patru magneți, se vede aici, lipsesc patru magneți din zona asta. 1, 2, 3 și în continuare 4 lipsesc. I-am completat cu, nu i-am mai lipit, s-a strâmbat și miezul magnetic al rotorului. Am completat spațiul cu kit și dacă rezistă, o să vă demonstrez așa dezechilibrat cum este, că funcționează în același mod. Deci, doi poli diametral opuși. Da? Un pol, să zicem că ăsta e nord și ăsta l-alt e sud, cu două bobine diametral opuse pe stator. Da? Se văd bobinele una jos, una sus. Deci același principiu ca la mașina de spălat și ca la motorul de mașină de spălat și ca la bormașină. De fapt, îl știți din filmul trecut. Și o să fac probă cu patru becuri în seriate sau lipit de magnez pe aici, patru becuri de far de mașină. Și o să măsurăm și cu aparatul curentul să vedem ce dă, dacă o rezista magneții, să nu mai sară în continuare. Am pus voltmetru, deci am făcut legăturile, am prins în menghină fostul flex. I-am făcut legăturile la patru becuri. Sunt patru becuri legate în serie pentru că o să scoată vreo 40 de volți. Și am aici voltmetru legat la un capăt și la celălalt. Deci la cele două capete le punem așa să nu se scurt-circuiteze, că o să și vibreze. De preferat becurile să le pun mai în spate, să nu lumineze în cameră, că nu se mai văd afișajele la aparate. Hai să le așezăm într-un fel. Da, în speranța că va rezista, o să vedem tensiunea și curentul pe care îl dă și apoi o să încerc să fac eu aici scurt, dacă îi putea cu o mână, să fac scurt, să vedem dacă crește turația când facem scurt. S-a și blocat. Nu mai merge. A sărit magnetul. Au sărit magneți. Unul de la un pol, unul de la celălalt. Nu o mai putem face, îl aruncăm, scoatem magneții dacă putem să-i recuperăm. Și o să fac unul mai mare cu care nu mă voi mai juca, poate reușim să facem ceva mai util. Astea au fost demonstrații, au fost teste de convingere și sunt așa cum spuneam, convins că funcționează. Eu l-am probat înainte, până să sară primii magneți, l-am probat înainte și merge perfect. În momentul când făceam scurt, aproape că se dubla turația. Cineva îmi spunea într-un comentariu că am impresia că se dublează. Aici era foarte, foarte bine sesizabil, dar din păcate nu pot să mai fac nimic cu el acum. Și pentru că rotorul ăla de
Flex m-a supărat. Am ales ca din motorul ăsta de 4 kW, nu știu de cât e, să fac un pas mai sus și să-l fac pe ăsta. Îl fac la fel în doi poli, în ideea că va funcționa la fel la sarcină, să-i crească turația, adică scade cuplu rezistent. Cu cât pui sarcină mai mare, cu atât va crește turația. Turația, adică va fi învârtit mai ușor. Și astfel voi putea să-l pun și la dispozitivul ăla gravitațional sau la celelalte două montaje care vi le-am arătat. Voi tăia o pătrime din ferestre, din ploturi. Le voi tăia, le voi rade și pe o parte și pe partea opusă, iar cele rămase diametral opus, voi pune sârmă, voi bobina sârmă pe ele să iasă identic cu celelalte care le-am probat până acum, adică doi poli pe stator. Iar rotorul îl voi face degajări în el pe strung, diametral opus, voi pune magneți lipiți cu rășină și în felul ăsta sper să se comporte la fel cum am văzut înainte de a vă arăta la Flex. La Flex s-a turat foarte tare în momentul când am făcut scurt circuit. Deci și aici e posibil ca punând sarcină, hai să zicem la modulul ăla, care modul lunar, i-am zis eu, la gravitațional. Când pun sarcină, se ușureze din forța rezistentă la rotire. Deci am zis că o să-i pun magneți, o să-i blochez cu rășină, o să bobinez rotorul așa cum, statorul așa cum știu. Și în felul ăsta sper să facem o treabă ca lumea, să iasă cu dracu' fi.